Mulțumesc, domnule președinte, în primul rând pentru oportunitatea de a ne întâlni încă de la începutul mandatului acestui guvern, însă ne-am întâlnit ca și niște vechi prieteni care consider că sunt România și Franța. Am adăugat, să spun așa, că rămiz noi pe o platformă, pe o fundație foarte solidă și consistentă de cooperare între România și Franța în aceste ultime decenii, atât o cooperare în dezvoltare locală, relație între comunitățile noastre, dar și o foarte strânsă cooperare politică, economică. Ne leagă un parteneriat strategic care arată deja rezultate bune. Avem în România o prezență consistentă a unor mari grupuri economice industriale franceze în domeniul construcției de mașini, în aeronautică, în servicii publice, gestiunea apei, în energie. Și am sugerat ca pe această fundație solidă și cunoaștere reciprocă a mediului economic să intensificăm relațiile noastre economice, comerciale, profitând și de faptul că România de o vreme demonstrează că este o economie stabilă. Guvernul pe care îl conduc vine cu un program economic care dorește să asigure predictabilitate pentru mediul economic și să pună în valoare potențialul pe care economia românească îl are de creștere. Suntem una din țările europene cu cea mai mare creștere economică pe care se poate construi. Și dincolo de aceste mari grupuri franceze care sunt deja prezente și care pot să-și dezvolte afacerile, am sugerat o prezență intensă și a întreprinderilor mici și mijlocii, pentru care există un potențial în domenii precum sectorul agroalimentar, sectorul energetic, dar și în domenii de vârf. Am evocat aici potențialul de dezvoltare pe care îl reprezintă dezvoltarea laserului de la Măgurele cu toată platforma de punere în valoare a acestuia. Am înțeles că există un interes crescând în mediul de afaceri și de cercetare aplicată din Franța pentru a se implica în punerea în valoare a laserului de la Măgurele și în dezvoltarea acestei platforme, și sper eu ca în perioada următoare să putem organiza chiar o vizită pentru parteneri francezi interesați. Am discutat totodată de cooperarea noastră și conlucrarea la nivel european pe dosarele principale pe care le avem pe agendă. Am evocat chestiunea migrației și am confirmat faptul că România sprijină proiectele de consolidare a controlului la frontieră. România însăși are una din cele mai mari frontiere externe ale Uniunii Europene în responsabilitate. Am confirmat că intenționăm în continuare să ne facem treaba din acest punct de vedere și că sperăm ca această contribuție pe care România o are la controlul frontierelor să fie recunoscută alături de criteriile care au fost deja îndeplinite de România pentru a adera la spațiul Schengen, cel puțin într-o primă etapă cu deschiderea comunicațiilor aeriene, a aeroporturilor, sigur confirmând că suntem interesați să aderăm la un spațiu Schengen care să fie solid, consolidat și credibil, și din acest punct de vedere România va susține orice inițiativă care merge în această direcție. Am discutat și de situația internațională, de politica de vecinătate, mai ales în zona estică. Am avut un schimb de opinii și informații legate de modul cum evoluează lucrurile în Ucraina, exprimându-ne speranța că demersurile realizate de cuplul franco-german, și aici știu că președintele François Hollande s-a implicat și se implică în continuare foarte intens, să dea roade în interesul general al Uniunii Europene și al stabilizării situației în această zonă, care pentru noi, pentru România, este una importantă. Am discutat, sigur, în detaliu despre situația din Republica Moldova, am explicat motivele pentru care România intenționează să susțină orice demers de reformă, de luptă împotriva corupției, de dezvoltare economică în Republica Moldova,
atașate la valorile europene și aici îmi exprim speranța după această discuție că vom putea colabora nu doar în grupul de prietenie pentru Republica Moldova, unde Franța alături de România și de alte state membre este foarte activă, dar și în proiecte de susținere a dezvoltării economice și a programelor de reformă în Republica Moldova. În concluzie, pot să spun că a fost o discuție foarte consistentă. Am reiterat domnului președinte invitația pe care președintele Klaus Iohannis a făcut-o să viziteze România și sper să-l putem primi pe domnul președinte Hollande în acest an în România. Și așa cum și domnia sa a spus, să pregătim împreună centenarul 2018, Marea Unire din România, la care istoric și Franța a avut o contribuție și sper eu să putem celebra împreună cu proiecte noi pe care le avem de data aceasta ca două state membre ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Merci beaucoup. Je confirme que je me rendrai en Roumanie cette année. Merci. Merci beaucoup.